Datorită temperaturilor ridicate, majoritatea livezilor din Republica Moldova au înflorit. Pe o suprafață de 1,5 hectare se întinde livada de nectarine a lui Ion Burduja. Livada a fost sădită cu 14 ani în urmă de tatăl acestuia. Nu plecăm pe hotare, lucrăm acasă. Singur el. Băiet mă ajută. Când iese, am plecat pe hotare și el. Clar, pământ e greu de lucrat, nu e așa de ușor. După moartea tatălui său, Ion Burduja a rămas să aibă grijă de livada de nectarine, care a fost o sursă de venit pentru familia lor. Nu renunță la ea chiar dacă înregistrează profituri modeste. Cam tehnica mea și lucrez singur, dar stropiturile, preparatele, care, îngrășământul care îl dau, undeva la 20 de bii, la 1,5 hectare. E ca livada de 6 ani când am cumpărat pomii, undeva avut 4.000 de lei. Anul acesta s-a mai sădit 1,5 hectare. Bărbatul se plânge că este nevoit să muncească singur la pământ pentru că nu găsește muncitori calificați. Doar pentru curățarea pomilor a avut nevoie de o săptămână. Sunt plecați peste hotare sau nu vor să lucreze, nu știu. Nu se dovedește lucru. Sunt vini, curățetinc și... Proprietarul livezii spune că nu se poate relaxa nici măcar atunci când fructele sunt gata de a fi culese. Curățarea cam e greu, mă rog. Dar așa, în schimb, de pe 1,5 hectare, undeva la 4 tone de piersic. Poate să fie și mai puțin, depinde de an. Pentru a reuși să vândă toată producția, bărbatul încearcă să semneze contracte cu diferite companii locale. Pe lângă afacerea cu nectarinele, Ion Burduja lucrează și la aeroportul din Chișinău, iar toți banii pe care îi câștigă, îi investește în livadă. Banii care îi primezi la serviciu, investesc în livadă. Mai practic, familia rămâne fără finanță. Dar mă rog, nu rămâne terenul neprelucrat, muncim. Potrivit datelor statistice, suprafața totală a plantațiilor de livezi în Republica Moldova este în ușoară descreștere din cauza defrișărilor plantațiilor îmbătrânite. Conform anuarului statistic al Republicii Moldova, suprafața totală de livezi constituia 132.600 hectare în anul 2015, dintre care aproape 10.000 de hectare sunt de piersici.